outside. Microhidrocentrala a fost făcută dintr-un vis, visul cuiva. The microhydropower unit has been erected due to a dream, someone's dream. Să fim un municipiu care producem energie. And that dream was to be the first municipality which is capable to produce its own energy. Energie care va ajuta comunitatea. Energy which will be good for the community. Și pentru a face, a schimba ceva în mediu. And of course to change something into the mentality concerning environmental protection and approach. S-a făcut un proiect care s-a implementat și iată suntem primii producători din România de energie sustenabilă. And we drafted a project, we got funding for it from an operational program, and here we are with the objective already operational, first municipality in Romania producing its own electrical energy. Producătorii care ne-au ajutat să construim această hidrocentrală sunt români, francezi și americani. And companies that helped us to put into the practice to bring this unit operation, to make it operational, was a Romanian company, a French and an American one. Trecem mai întâi la turbine. Vom merge în zona de turbine. Hidrocentrala este făcută cu două turbine, o stabilă și un lanț de baraj. So we will go now to see the turbine section because the hydro microhydropower unit is made of two main turbines, a locker, water locker, and the and the dam itself. Yes. Please. The turbine is made out of shaft with 8 pails. It's a rotor, in fact. Apoi un grup generator care produce curent continuu. And connected with a generating group producing direct current. Și este trimis curentul continuu în instalat. And direct current is sent to the plant in order to be to the inverter section. Pentru a înțelege mai bine tipul de turbine, sunt turbine Kaplan. And the production, the brand of the turbine is Kaplan. Sunt făcute de o firmă franceză, Mojudoi, dar care aparține unui concern italian. The turbines are produced by a French company, but each belongs to a bigger company from Italy. Se bazează pe trecerea de la poziția a munte la poziția a vala. And the full process is not very complicated. The water is falling down from the higher level to the lower level through the turbine. Tipul de turbine sunt turbine cu cap în cap. Low head. The turbines are low head turbines. Și nu necesită o acumulare foarte mare în spate. And they don't need a high accumulation of water behind the... Folosesc o cantitate, un debit minim de... maxim de 14 metri cub pentru turbine. So basically the turbine are capable to be operational at full capacity only with a water flow of 14 cubic meters per hour. Per second, sorry. Prin trecere se învârte, producem curent electric pe care îl trecem printr-un inverter în curent alternativ, apoi curentul alternativ într-un transformator îl trecem spre liniile de 20 de km. So the water flow is going through the turbine section, rotating the turbine, producing the direct current which is sent to the inverter. The inverter is converting the direct current into the alternative current going to the transformer and then to the national grid. În față există un grătar rar pentru a nu permite trecerea obiectelor cutitoare cu dimensiuni foarte mari. There is a grid in front of the turbine in order to
collect and retain all the materials or other objects that would clog the turbine itself. După cele două turbine, ele se pot ridica la nivel orizontal. Sunt foarte multe operațiuni care putem face cu turbine. Una dintre ele este clapeta de curățare. Orice putitor care trece poate fi curățat. So in that cleaning, let's say, locker that could be left down, and if there are any blocks or any other, objects, impurities that need to be cleaned up, then the water is flushed and the impurities eliminated. Această turbină permite trecerea peștilor prin timpul funcționării. And one of the very specific and very important thing is that the turbine, due to the specific construction, allows the fish and water microorganisms to pass through the turbine without hurting or affecting. Francezii folosesc testul anghilic, se pun un anumit număr de pești deasupra, iar apoi în aval sunt colectat și se verifică numărul. The French producer of these turbines usually is using the so-called aguille test. They are putting in, before the turbine a certain number of fish, and the entire quantity of water together with the fish is passing through the turbine, and then they are counting if the same number of fish got out from the turbine and if they are okay. Numărul de turații a turbinei pe minut este de 42-45 de rotații pe minut. The turbine is having around 42 up to 48 rotation per minute. Deci nu foarte mult. It's not a high rotation speed. Vom merge la stabila pneumatică, care este elementul de retenție a lacului. And we will go to see the pneumatical water lock, which is the element which keeps the retention of water into the basket. Perne pneumatice din Kevlar, două compresoare bagă și se ridică sau coboară. Asta este. Now this pneumatical valve, if you want to know more about how this is operated, you can see that below the locker there are two big, very big pneumatical pillows. There are compressors injecting compressed air into the pillows. They are increasing as size and keeping the locker up in the vertical position. In case of the need to flush the water, then the pillows are deflated and the locker is going down to horizontal position, allowing for the water to flush. Datorită apariției hidrocentrale s-a dezvoltat nou habitat. And because of this accumulation, small accumulation lake, you can see that a small fauna has developed here. A lot of birds starting to find their habitat here. O să mergem să vedem scara de pești, locul pe unde există posibilitatea ca peștii să urce amonte sau ava. And now we are going to show you the fish stage where there is the possibility for the fish to go up or down with no problem. Da, este o scară de pești, exact cum în Alaska urcă somonul, aici primăvara putem vedea peștii care urcă spre a depune icrele în amonte. So through this very channel you can see here, in the same way as in, okay, come on in. Through this very channel, the fish can go up and down whatever they want. In the same way, the salmon in Alaska is going up upwards on the river. So this is provided in order to
have a very good circulation of the water fauna in very good condition and not affecting the normal habitat and life of the fish. Distrus gabioanele de protecție. But before that we had some floods which destroyed a little bit this part of the of protection. Apa trece. But the water can pass. Și antrenează bucăți de lemn foarte groase care distrug plasa. When the water is passing carries with it a lot of wooden parts and other blocks which is destroying that metallic screen, protection metallic screen. Pentru a preveni distrugerea solului în spatele fiecărei incinte stabilă și turbine sunt montate spărgătoare de energie, niște prisme fixate în sol. But in order to remove this power of the water and to not have everything is provided affected, there are some prisms of made of concrete on the other side which are called energy brokers which are breaking, let's say, the waves of the water, breaking the energy of the water, not to affect the to carry away the what the sand and the sand the gravel the material, and the, yeah. Everything, yeah, all the material and the rocks. No. Here on this side. Yes, I will repeat. There was last year and this year were dry, but the years before were very high precipitation and we had floods and a lot of polluted water. We had the chance to destroy the metallic screen protecting the gravel. And in order to, because the water is carrying with it a lot of wooden parts and other gravel, and of course the energy of the water makes damage to all the reinforcement of the land. De aceea s-a făcut digul de protecție. That's why they had that protection agreed, and of course behind every turbine in order that the water flow not to affect in any way the gravel and the part which is reinforcing the land around the microhydro power unit. They installed some so-called energy breakers, some concrete prism which is in fact breaking the wave and taking away the energy not to be able to carry gravel and something and move everything and to damage the base of the in dam. 2 ore a crescut nivelul apei cu 2 metri. And at the time in 2 hours the water flow increased with 2 meters. The water level, sorry. Okay. And the spill gate is down. Uh-huh, so and they were keeping the water level locker only in the horizontal position all the time in order to provide flow of the water in good conditions. Yeah. Conducerea se poate face fie local, fie la distanță. So the operation of the unit can be made locally or can be made remotely from a tablet. Și noi trebuie să păstrăm un anumit nivel de producție. Nivelul îl păstrăm cu ajutorul stabilei, care având anumite nivele, o să vedem însă, putem ridica sau coborî stabila în funcție de cererile noastre. So basically they have to produce at a certain level, a certain capacity. And in order to be able or at full time to have a certain constant capacity, they regulate the water level in order to have that pressure of water always on the turbines according to the needs through this water locker
as I said, they are inflating the Kevlar pillows or disinflating them in order to maintain permanently the water. And as the gentleman said, the operation is can be done manually from the building or remotely from from the device. Mergem să vedem încăperea corpului tehnic. Aici e locul în care sunt amplasate aparatura necesară producerii curentului. So here is the control room and is the place where all the devices needed for the production of electricity are located. Fiecare turbină are pentru nevoile ei o fabrică de ulei, o fabrică de aer. And each turbine has one oil providing unit and air providing unit. Two different units providing oil for greasing the turbine and oxygen air. Fabrica de ulei asigură mișcarea componentelor în turbină. And as I said, the oil unit, which is in fact a lubricating unit, provides the lubrication of all the components of a turbine in its section. Iar fabrica de aer păstrează o presiune în rotor pentru a nu permite apei să intre prin locuri, anumite locuri de închidere. And while the air unit is providing the air which is injected into the turbine in such a way as not to block the internals of the turbine. V-am spus că există un invertor care transformă curentul continuu în curent alternativ. Behind you is an inverter which is transforming the direct current into alternative current. Noutatea este că toate funcționează cu ajutorul unui sistem de internet local. Internet. And what is really important, as already has been told to you, all the units are interconnected and work through the Ethernet some kind of local internet system. Yes, yeah. Ethernet. Există niște dispozitive cu un program prestabilit care primesc date de la sonde, de la fiecare subansamblu al turbinei, care sunt localizate aici. And there is a software which is receiving all the signals and information from the probes which are in the water and all the components that are assisted electronically and sending all the information here in this panel. V-am explicat apoi că ținut, așa ca să nu vedeți. Dacă puteți vedea, aici v-ați vedea. Now you can see that the water local is going down. Locally commanded. You can see that the air unit is ejecting the air and disinflating the. And now the Kevlar pillows are inflated and the water locker is going up. Interconexiunea este strictă. Au ID-uri. Nu se poate intra în instalație. Este foarte sigură din punct de vedere. And the access to this system, the software is really restricted. The ID for accessing the software is not possible to be accessed in any way. So there is no cracking possibility. Invertoarele sunt folosite, sunt ultima generație, folosite și la turbinele eoliene. The inverters which is transforming the direct current into an alternative, they are state of the art inverters used also to invert
current, direct current to alternating current, also produced by the wind farm, by the wind. Putem vedea pe panou de control, putem vedea oricând producția pe zile, pe luni. On the control panel you can see very easily the production per each day, per each month. Putem schimba limbile? We can change the languages, of course, in the, for the menu. Și avem parametri pentru fiecare dintre. And of course we have all the parameters for all the indicators we have monitoring the system. 1200 de parametri. 1200 parameters which are strictly monitored. În cazul apariției unei alarme, apare o alarmă care operatorul vede și acționează. If there is an alarm, then a window will open and the operator is able to act consequently in order to remove the alarm. Un alt avantaj, există o linie telefonică care primește. On the other side, there is a direct phone line care primește mesaje de la turbină și le transmite unui cerc de patru utilizatori. And this through this phone line, the information from the respective turbine is collected and sent automatically to four people that receive the same information at the same time. Operatorul poate, dacă are altceva de făcut, următorul verifică. And if one of the operators is busy at the time, other three people can intervene to solve the problem. Cam asta este. Okay. Să mergem acum la... Mă numesc Ramona Tanase, sunt șef birou cooperare externă în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est. Dacă ne-ați putea spune în ce scop vizita de astăzi, cu ce delegație, componență, număr... Vizita pe care am organizat-o astăzi este organizată în cadrul proiectului transnațional Empowering, finanțat prin programul Orizont 2020 al Comisiei Europene. Proiectul este un proiect de cooperare transnațională în domeniul energiei durabile. Scopul proiectului este acela de a crea, de a consolida competențele actorilor locali, a autorităților publice locale din regiunile partenere, pentru a elabora planuri de acțiune și strategii în domeniul energiei durabile. Regiunile partenere sunt din Spania, Andalusia, din Italia, regiunea Marche, din Croația, regiunea Istria, din Ungaria, este regiunea Ungariei de Nord, din Grecia avem regiunea Macedonia Centrală și doi parteneri tehnici din Grecia și din Suedia. Din România, regiunea Nord-Est este reprezentată prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est. Membrii acestor partenerii de proiect, de fapt, partenerii regionali și cei doi parteneri tehnici sunt prezenți astăzi la Roman pentru a vedea cum au fost implementate și care sunt rezultatele proiectelor pe care Primăria Roman le-a derulat în domeniul energiei durabile și a eficienței energetice. Romanul a fost ales de consorțiu transnațional. Noi am făcut o colectare la nivelul regiunii, o colectare de proiecte și partenerii au ales Romanul din regiunea noastră ca promotor de bună practică. A fost interesant pentru ei faptul că Romanul reușește să asigure energia necesară pentru clădirile publice aflate în proprietatea primăriei și au vrut să vadă efectiv cum funcționează această microhidrocentrală, care ar fi condițiile pentru un eventual transfer al acestei bune practici, al acestui model de proiect în regiunile lor.
Și în continuare, Primăria Roman ne-a mai propus proiecte, pentru că sunt foarte multe proiecte implementate la Roman. Ne-a propus și sala polivalentă, sala sporturilor, strandul, care au integrate surse regenerabile de energie în mixul energetic. Și biblioteca, proiectul de renovare, pentru eficientizare energetică a bibliotecii, care este un proiect foarte interesant pentru că intervențiile în clădirile care sunt monument istoric peste tot în Europa, cel puțin pe unde am văzut noi, sunt niște proiecte mai complicate. Deci au găsit o soluție bună și vedem dacă va putea fi transferată și aceasta în regiunile partenere. Deci folosiți românul atât ca exemplu cât și ca termen de comparație? Ca exemplu deocamdată, ca exemplu și discuțiile pe care le vom avea după amiază în sala de consiliu a primăriei vor conduce probabil și la niște comparații între situația care este la momentul ăsta, care există la momentul ăsta în regiunile partenere, pentru că avem împreună cu delegațiile partenerilor, organizațiilor care sunt partenere în proiect, fiecare partener a venit cu 2, 3, 4 sau chiar 5 reprezentanți ai primăriilor din regiunile lor. Deci avem actori locali care au venit să vadă exemple de la un actor local. Încercăm să punem omologii în dialog, în legătură. Înțeles. Un număr exact de delegați, câți oameni sunt în vizită? Cred că suntem undeva între 28 și 30 de persoane, dintre care 7 sunt din regiunea Nord-Est, pentru că în cadrul proiectului Empowering, ADR Nord-Est a lansat un apel, o solicitare de a înființa un grup local pentru energie durabilă în regiunea Nord-Est. Și la această chemare a noastră au răspuns 12 primării. Este Romanul, Moinești, Bacău, Piatra Neamț, Vaslui, Botoșani, Iași, Suceava și comunele din zona metropolitană a Iașului, Victoria, Tomești, Holboca și Miroslava. Aceștia sunt membrii grupului local pentru energie durabilă, pe care noi vom încerca să-l implicăm, de fapt membrii vom încerca să implicăm și pe viitor în proiectele noastre de cooperare interregională sau transnațională, pentru a crea un nucleu de experiență, de cunoștințe în regiunea noastră și apoi să diseminăm informația mai departe către ceilalți actori din regiune.